Am auzit puțin mai devreme, l-am auzit pe președintele Franței, Emmanuel Macron, care a anunțat din 11 mai se intră într-o nouă etapă, se deschid creșterile, grădinițele, se deschide economia în cea mai mare parte, chiar și serviciile sunt deschise, comerțul e cu adevărat o nouă etapă, însă nu ne întoarcem la momentul de dinainte de această criză. În opinia dumneavoastră, sigur, Franța este mult mai afectată decât România, în opinia dumneavoastră, când ar fi data corectă pentru România, ne uităm la celelalte țări, am citat puțin mai devreme ce se întâmplă în mai multe țări europene, unde stă România și când am putea să sperăm că intrăm și noi într-o nouă etapă? Deci ați arătat un grafic al României și ați zis foarte corect, încă să vedem pe unde se îndreaptă. Deci la acest moment Franța a trecut de un apogeu, deja are curbă, deja începe încet, încet să intre în descendență, în scădere, la fel Italia. Și cu tot asta ați văzut Franța zice 11 mai, 11 mai totuși este aproape o lună de acum, deci asta înseamnă că peste o lună o să înceapă anumite măsuri de relaxare care le vor face treptat și care le vor lua cu cap calculat cu niște măsuri conexe care să permită protecția celor care, bineînțeles, vor ieși și vor reveni cât de cât aproape de viața normală care ne-am obișnuit cu ea înaintea acestui virus. La fel și Italia va face același lucru. Pentru România depinde cum evoluăm. Din cauza asta am insistat noi mult la respectarea regulilor. Noi am început la un moment cam cu același număr de cazuri cu Spania. Deci exact, mi se pare, dacă nu, la diferența de o zi sau chiar în aceeași zi, am avut același număr de cazuri. Și vedeți România cum a evoluat. A evoluat, dar totuși a evoluat mai bine, dar totuși noi am luat niște măsuri mult mai rapide de distanțare socială. Normal că sunt foarte neplăcute și cu efecte, exact cum a zis președintele Franței. Aceste măsuri nu rămân fără impact asupra populației. Și există foarte multă manipulare asupra acestui aspect. Pe Facebook, pe rețelele de socializare, este de înțeles. Însă eu cred că mai avem un pic până trecem hopul, cum se zice, și sper să nu ne lăsăm în ultima perioadă. Dacă mai respectăm măsurile care sunt impuse acum, fără să fie înasprite, dar respectate, și să trecem prin perioada Paștelui respectând aceste măsuri, e posibil că după asta să vedem cum evoluează lucrurile, pentru că necesită încă câteva zile după perioada Paștelui să vedem dacă este vreun impact. Și dacă vedem că totuși numărul cazurilor rămâne stabil sau începe să scadă, cu siguranță vor începe să fie luate măsuri treptate de relaxare și, bineînțeles, măsuri condiționate de condiții conexe, cum am zis. De condiții precum purtatul măștii în transportul public sau orice care acoperă nasul și gură. Măsuri precum distanțare socială la locul de muncă, adică distanțare între cei care lucrează, totuși să rămână o distanță, să se continue cu măsurile de igienă la supermarketuri, la hipermarketuri, peste tot. Deci astea sunt măsuri care trebuie să continue chiar dacă se relaxează situația. Eu sunt unul care speră să vedem acest lucru cât mai repede, dar să dau o dată exactă acum este imposibil, pentru că încă nu știm dacă într-adevăr am atins vârful și începem să trecem către scădere sau încă mai creștem ca număr de cazuri. Numărul analizelor va crește, numărul testelor va crește. Iar aici mai e un lucru care l-am zis celor care zic că datele la noi nu arată realitatea pentru că testele sunt puține. Totuși este un procent de decese care întotdeauna există cu numărul cazurilor. Și dacă noi am fi avut mult mai puține teste și mult mai puțin confirmați, dar totuși am fi avut foarte multe cazuri, atunci am fi avut mult mai multe decese la acest moment, probabil, pentru că procentul rămâne. Deci vedeți că la decese sunt multe, au depășit 300, dar în același timp, comparativ cu alte țări, numărul este încă mic. Și sper să-l păstrăm așa.
Dar asta totul depinde de cum vom acționa în următoarea perioadă și cum ne vom comporta în următoarea perioadă. Domnule doctor, ne uităm la Franța și ne uităm la România din punctul de vedere al infectării, numărul persoanelor, numărul deceselor, numărul acelor care se află în terapie intensivă. Și sub acest aspect România stă mult, mult mai bine. Pe de altă parte, dacă ne uităm la România și la Franța sub aspect economic, ei, guvernul, reușesc să susțină mult mai bine economia, mult mai bine persoanele care stau acasă, mult mai bine companiile care au nevoie de ajutor în momentul de față. Și sigur că toată lumea se întreabă dacă la ei fiind un număr de decese, un număr de îmbolnăviri mult superior României, nu cumva și ei ies din aceste măsuri restrictive de astăzi în 11 mai, nu cumva momentul în care România ar trebui să iasă, ar trebui să fie înainte de 11 mai. Ce părere aveți de un calcul, e adevărat, simplist, dar care ar putea să aibă logica lui? Logica nu întotdeauna merge în medicină și logica, deci poate cineva să zică, da, e o opinie, să-ți spună, hai să ieșim mai repede, dar ce facem dacă ieșim mai repede și ne trezim că avem o explozie de cazuri și deodată avem sute sau mii de cazuri și crește numărul cazurilor în terapie intensivă și crește numărul cazurilor în spitale și ajungem că tot ce am câștigat acum să-l pierdem. Deci aici toate astea sunt în final opinii și calcule. Calculele care le fac specialiști și sunt opinii diferite, să nu credeți că dacă stau la masă toți sunt de acord. Mai rar să-i găsiți toți de acord. Și astăzi am avut discuții și au fost mai multe opinii pe discuțiile respective în care au participat și de la Sănătate Publică și epidemiologi și tot. Sunt opinii, este foarte normal acest lucru. Dacă opinia care spune, hai să ieșim foarte repede, de mâine ieșim din situația asta, pentru că avem numai 331 de decese și 6633 de cazuri confirmate. Și ne trezim că după Paști, brusc avem o creștere a numărului cazurilor și creșterea numărului deceselor și creșterea numărului cazurilor în terapie intensivă. Cine își asumă acest lucru? Deci eu cred că dacă suntem pe calea asta bună, dacă mai suportăm încă 2 săptămâni, 3 săptămâni, cât considerăm că trebuie, este normal. Relaxarea la acest moment cel mai probabil va fi prea devreme, prea precoce. Că vom relaxa, vom începe relaxarea, cum zice Franța, prin luna mai, după Paști va fi calculat, vom vedea cum evoluează situația. Asta este alt lucru. Toți vrem să ajungem să relaxăm măsurile. Să nu creadă cineva că doctorul Arafat sau oricare din cei care coordonează și conduc dorește să prelungească măsurile actuale. Dar în același timp, o relaxare prea devreme poate să însemne un rezultat devastator pentru noi. Nu este tot una, așa cum avem acum, creștere treptată și nu este tot una să avem o creștere bruscă și un impact major asupra sistemului sanitar, care trebuie să spunem clar că este cu limitele lui la acest moment și rămâne cu limitele lui. Dacă crește numărul foarte mult și impactul este foarte mare și presiunea este foarte mare, atunci clar că sistemul sanitar va avea probleme mult mai mari decât acum, cât situația este încă sub control. Deci eu totuși, dacă mă întrebați, rămân pe partea precaută că va trebui totuși să mai așteptăm o perioadă de analiză, să vedem, să trecem de pas, să respectăm toate regulile care sunt puse acum, că să nu regretăm că după tot ce am realizat și am realizat ceva împreună cu toții aici, să ne trezim că situația se inversează împotriva noastră. Sunt mulți care, făceați și dumneavoastră referire la faptul că sunt mulți care critică pe rețelele sociale, unii încearcă și manipulări, o să vorbim un pic despre ele și despre cele mai mari manipulări, dar domnule doctor Raed Arafat, în clipa aceasta cred că cei mai mulți sunt atenți la ceea ce se întâmplă în lume pentru a înțelege până la urmă când se vor relaxa măsurile și în ceea ce ne privește pe noi. Și ascultându-vă cu extrem de multă atenție la modul în care ați formulat puțin mai devreme, ați folosit ați avut o formulare de tipul ar trebui să mai avem răbdare vreo 2-3 săptămâni. Credeți că, de fapt, răbdarea aceasta ar putea să însemne răbdarea până la un posibil moment în care aceste măsuri să se ridice?
Deci răbdarea care am zis de ea, și dacă am zis 2-3 săptămâni, nu înseamnă că asta e perioada fixă, dar această perioadă ne va permite să vedem cum evoluează situația la noi. Și clar, după ce observăm cum evoluează, dacă vedem că evoluează în rău, vom vedea cu toții treaba asta. Dacă vedem că evoluează în bine, tot cu toții vom vedea treaba asta și atunci clar că vor trebui luate anumite măsuri de îmbunătățire. Și haideți să o luăm acum, să vorbim sincer. Măsurile luate în România nu au fost atât de dure ca și măsurile luate când situația în unele țări a devenit dramatică. Deci noi n-am închis toată lumea în casă și am zis să nu iasă deloc. Noi n-am întrerupt multe din activitățile. Lumea a mers la birou sau a lucrat de acasă. Lumea a mers la magazine. Noi n-am închis magazinele, am închis mall-urile. Deci, atenție, noi nu am luat măsuri atât de dure cum s-au luat în alte țări. Deci, la acest moment, singura neplăcere care există, că lumea trebuie să stea mai mult acasă. Și da, e greu poate că să stai numai acasă și să nu ieși pentru anumite activități care te-ai obișnuit cu ele. Dar probabil că unele activități, chiar dacă se relaxează situația, nu vor reveni atât de repede cum ar dori lumea. Astăzi vă dau un exemplu. Astăzi, acolo unde stau, administratorul m-a sunat, este un complex mare și spune că lumea presează că să dăm drumul deja la piscine. E un complex de blocuri de asta și are acolo o zonă pentru cei care stau în complexul respectiv. Și că lumea presează pentru asta. Și clar că e încă de vreme acest lucru. Pentru că acolo se culeg poate 200 de oameni, 150 de oameni. Nu există să nu fie o relație foarte apropiată care să ducă la transmiterea infecției. Așa că este mult mai corect să avem răbdare acum. Și același lucru auzim oameni care îți spun, vrea să meargă să facă o vizită la capătul celălalt al țării, la niște rude. Vrea să meargă undeva. E de înțeles acest lucru, dar chiar nu putem să răbdăm încă o perioadă care relativ este scurtă, va trece repede cel mai probabil. Până vedem cum evoluează situația noastră. Deci situația asta va evolua fie spre bine, fie rămâne fixă așa cu un număr similar de cazuri în fiecare zi și după care o ia în scădere, fie o să vedem că începe să crească. Dacă vedem că începe să crească, atunci trebuie să vedem cauzele și trebuie să vedem dacă mai trebuie făcut ceva.